Tensiunea în PNL Gorj este în continuă creștere. Mutări importante au loc în partid, mutări care se lasă cu schimbări de funcții. După alegerile locale, filiala municipală a rămas fără conducător, Dan Vâlceanu asumându-și rolul de președinte interimar. Până în 15 iunie va rămâne un singur președinte al organizației județene, pe care îl va numi organizația națională. Nici eu, nici Barbu, nici, așa cum știți, am preluat organizația municipală. În joc este și președinția partidului de la Gorj. Decizia finală va veni de la centru, însă în teritoriu lucrurile sunt clare. Dan Vâlceanu, bucurându-se de votul colegilor după ce senatorul Tudor Barbu a reușit să jignească în mod constant colegii de partid. La un moment dat, chiar vicepreședintele PNL Gorj Puiu Diaconescu a declarat că Tudor Barbu riscă să nu mai fie senator dacă va candida în județul Gorj. Declarație care spune multe despre posibila candidatură a fostului PPD-ist.